Băi, salut! Am și eu trei vorbe pentru voi, ca de final de an. S-a întors mascatul vostru preferat și ce să vă zic, începem în forță. După 9 luni aproape fără să mă uit la anime sau să citesc vreo manga, am tras tare. A doua întrebare. Ai vrea să te... bulesc? Și am văzut cât mai multe posibil în ultima lună ca să pot aduc acest videoclip pe fața pământului. Dar despre ce clip este vorba? Luați-vă popcorn și faceți-vă comozi pentru că veți vedea cele mai bune 10 serii anime din anul 2023. Bă, mashup-ul e genul ăla de animanga modernă, cu acțiune interesantă și puțină comedie clasică, și astea două sunt unite și sprijinite de faptul că a apărut în Weekly Shonen Jump. Anul ăsta a luat viață și animeul cu un protagonist care se bazează foarte mult pe puterea sa fizică, titlul inițial fiind Mashup Magie și Mușchi. Totul se întâmplă în această lume magică, unde poziția fiecăruia este stabilită în funcție de skillurile magice. Tocmai asta e și treaba interesantă. O avea personajul principal, Mesh, putere fizică, însă magia îi lipsește cu desăvârșire. Să vedem dacă își va mulțumi tatăl adoptiv și va reuși să absolve studiile de la Academia de Magie Eastern. Revenirea Bleach a fost cu siguranță un fenomen global de mare amploare atunci când a apărut. Acum însă vorbim de a doua parte, mai exact episoadele apărute din iulie până în septembrie 2023. Din nou, animația și acțiunea de care a dat dovadă a copleșit fanii din întreaga lume. Eu vă spun de pe acum și să nu ziceți că nu v-am anunțat, nu mai durează mult până Bleach va lua sfârșit. Așa că bucurați-vă cât mai aveți ocazia și nu ratați șansa să vedeți soarta lui Ichigo și a prietenilor săi în lupta cu Yuha. Hell's Paradise sau Jigokuraku este o manga pe care eu am așteptat-o mult să fie animată și pot spune că animeul nu a dezamăgit cu lansarea din aprilie a acestui an. Mi-am pus toată încrederea în MAPPA știind că o să facă din această fantezie dark o operă de artă. Povestea se învârte în jurul lui Gabimaru, un asasin desăvârșit prins într-una din misiunile sale, dar execuția dă greș datorită corpului său superior. Acum e o poveste mai ciudată despre el și soția lui pe care trebuie să o descoperiți voi, dar vă mai spun doar că a fost trimis împreună cu alți asasini și mai multe gărzi de corp în sud-vestul regatului Ryukyu, să găsească elixirul vieții. Iar în ultimul mesaj despre această serie, pe care vi-l transmit, este că o să avem niște lupte foarte epice și bune de vizionat. Un remake al unei serii vechi. Acest lucru poate doar să mă bucure. Acum în sfârșit mai mulți fani ai seriilor anime mai tineri se pot bucura de serii pe care noi, cei mai cu dureri de oase, le vedeam atunci când eram tineri. Rurouni Kenshin, după ce că avea deja o poveste grozavă și o animație decentă pentru vremea în care a fost făcut, acum a primit și o modernizare și îți vine mai mare dragul să te uiți. Tokyo Revengers, după o așteptare destul de măricică, ne lovește nu cu un singur sezon, ba chiar cu două. Michael Jackson, bă băiatule! Michael Jackson, așa artă, bă băiatule, bă! Și dacă nu știați deja, eu sunt puțin fanboy Tokyo Revengers, numele meu fiind Mikey, nu pentru că m-ar chema Mihai sau ceva, ci pentru că îmi place foarte tare de Mikey din Tokyo Revengers. Acum că am avut două sezoane de binge-uit, vă pot spune doar că manga a fost adaptată destul de bine, vedem mai multe personaje în acțiune și luptele devin din ce în ce mai savuroase, dar emoțiile sunt și mai copleșitoare ca în primul sezon. Nu aveam nicio speranță pentru seria asta când m-am apucat, dar ce să vezi? Chiar nu aș fi crezut că o serie despre un idol pop mi-ar fi captat atenția atât de tare. Povestea se învârte în jurul idolului Ai Hoshino și este mult mai mult decât pare. Reîncarnare, ucideri sângeroase, fani nebuni și o poveste destul de captivantă. Poate nu pare pe gustul vostru la început, dar sunt convins că o să vă schimbați părerea pe parcursul seriei. Nu am cuvinte pentru acest anime. Incredibil. Atât primul sezon, cât și al doilea. Boji și Kage revin într-un sezon mai aventuros decât primul. 10 episoade de calitate, emoție și foarte multe lecții din care toți putem învăța câte ceva. În caz că nu știați, Boji este un prinț subapreciat, surdomut și cândva era considerat cea mai slabă persoană din întreaga lui lume. Dar cu perseverență, dorință și mult antrenament, a reușit să învingă toate așteptările să devină cel mai puternic. Dacă el a putut, putem cu toții. Încă o dovadă că animeurile îți oferă pe lângă dopamină și lecții importante pe care nimeni nu ți le poate spune mai frumos. Dar sezonul 2 Ranking of Kings este ceva unic care merită vizionat cât mai repede posibil. Pregătiți torțele, furcile și roșiile și aruncați-le în mine. Vă spun sincer că nu am fost niciodată un fan atât de mare Attack on Titan. La un moment dat chiar mi se părea foarte overrated. Dar mi-a schimbat opinia. Nu m-am uitat deloc la sezonul final până nu au apărut toate episoadele ca să pot să reiau absolut tot animeul de la capăt. Așa că am făcut din nou un binge puternic și am văzut toată seria cap-coadă în vreo 6-7 zile. Vă pot spune doar că este o poveste foarte bine scrisă, plină de durere, de pasiune, de momente tragice, cât și momente fericite. Întruchipează atât de bine lupta pentru libertate cu niște personaje foarte bine scrise și puse la punct. Nu au cuvinte, sau poate am. Sasageyo.
și vai doamne cât am așteptat un sezon nou din seria asta, Jujutsu Kaisen, și nu orice fel de sezon. Îl avem în prim plan mai des pe Gojo, trecutul lui alături de Geto, senzațional. Acum problema este alta, vin părțile alea grele din manga. Opriți și voi 10-15 secunde pentru ăștia care nu vor spoiler. Gândiți-vă doar că în curând o să fie Gojo sigilat, omorât, Megumi o să fie acaparat de Sukuna, atâtea treburi epice. Gata și cu spoilerele, să înceapă înjurăturile pentru faptul că am pus Jujutsu Kaisen peste Attack on Titan. Dar ținând cont de numerele și vizionările și toată complexitatea de care a dat dovadă, Jujutsu Kaisen a fost animeul mai bun anul acesta. Dacă până acum v-am prezentat opere de artă, Vinland Saga din primul sezon a fost o creație a zeilor, însă sezonul 2 mi-a acaparat inima și sufletul mult mai mult. O fi fost așteptarea de vină sau continuarea poveștii lui Thorfinn, care își găsește forțele și devine din ce în ce mai puternic în Danemarca cea rece? O fi fost oare povestea superbă sau animația care îți fură ochii cu fiecare cadru? Cred că probabil a fost și dezvoltarea personajului principal, care a reușit să-și canalizeze suferința într-un impuls care i-a propulsat evoluția în această poveste nordică ecranizată superb de cei de la MAPPA. Pentru mine, Vinland Saga sezonul 2 este cu siguranță animeul anului. Și nu doar pentru mine, și pentru cei de la IGN, și îmi pare rău pentru voi fani Attack on Titan, dar ăsta este adevărul.